Mea care ne-a spus Nicu. În pauză. Nicu, te salutăm. Eu Nicu din Germania. Pe mine. Buli, uite ce cură am. Ia. Yeah. Ce cură ai? Buli. Scrie. Ce cură ai, că n-am văzut nimic? Păi n-ai văzut tu. Păi și tu ai văzut? Da, normal. Cu cruș, cu ce? Da. Și ce șmecherie e? E foarte frumoasă. Ce? Ia Nicu din Germania, fratele lui Adrian, te salutăm. Te salut, Nicule. Parcă suntem, parcă suntem... Mami, te salut! Parcă suntem, parcă suntem noi în spital la zil. Dom'le, te salut și pe Georgică. Mami, tati! Da, ne dă drumul sâmbătă. Ia salută-te și pe mama, salută pe mama. Ia mai pune camera pe mine, că mi-a scris Bully că n-a văzut-o. Păi n-a văzut, acum pune camera, uite. Asta da, curea, da. Asta e cureaua cureelor. Da, ce misiune avem, pune, mă, da, da, ieșim sâmbă să ne dăm drumul în oraș. Avem liber. Da, dacă suntem cumiți, ne pune și apă în bazin. Cum era aia, nu? Petrecem sâmbătă. Ne petrecem. La ziua lui Luca, da. Și la ta, nu? Nu. Nu? Ia, mai știi ce cine scrie lumea? Ne inviți la ziua ta? Jurevicius, bună seara, de ce nu-l mai invitați pe Romeo Fantastic? Când era Mara venea mereu, ne este dor de panorama care o făcea, un invitat de clasă, Romeo și Serghei, rup audiența în trei. Da, era să-ți dau o rimă, nu-l mai chemăm, nu că, că era Mara, că sau că nu e Mara, nu mai avem numerele. E plecat din țară, ne-a zis cineva că ne-l dă, că ne-l cheamă și nu ne-l-a mai dat, nu ne-l-a mai, nu știu, e plecat omul. Și pe mine mă distra, avea Caterinca Maximă și cântecele și vorbele lui, tot ce făcea. Odată n-a vrut să vină la emisiune, că n-avea haine noi să vină. Zic că el n-are nimic nou să vină la emisiune și că nu vine. Da, cu ești. Dar mie, în perioada în care sunam eu. Da, avea atunci când erai, când eram dincolo în... Da, 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 în Sema. Sema? Zic, hai măi, Romeo, te rog eu frumos, vino. Nu, că n-am cum, e târziu, uite, e ceasul nou, nu mai ajung la mor să-mi cumpăr haine. Zic, te rog eu frumos, ai un vino mall foarte haine. Aproape. Ai un mall aproape de tine, ajungi, la 10 închide mall-ul, du-te și ia ceva nou. Da, mă mai gândesc, hai mă, Romeo, te rog, bine, o să vin. S-a dus el acolo frumos și a cumpărat hăinuțe. Noi? Am fost mall-ul tău. Ai fost un mall-ul meu, acum... îți place la mine la mall? Da, da, să și de ce nu mai sunat? Dar unde e mall-ul? Că nu știu. Nu mi-a trecut, am uitat de tine, dar cred că era în Germania. Da. Unde e mall-ul? La piața Sudului. La San Plața. Nu avem voie. Până acum mai trebuie să atingi, mi-am ascult mie. Iartă-mă. Da, ce ziceți, că aseară mă luasem cu domnul George Papari, că suntem în Europa și... Pe hartă, da. Da, și lătra aici ca disperatul că suntem în Europa și că trebuie să ne civilizăm și că trebuie să facem, să ne dăm cu capul de... și telespectatorii să ne sune și la acest caz să vadă. Ce ziceți de intervenția lui Neamțu în Parlamentul României? Eu nu cred că se întâmplă nicio țară civilizată ca un om care n-are nicio legătură cu Parlamentul, că n-a intrat atât de bun și are un partid atât de mare în spate și puternic încât n-au luat nici, nu i-a votat nici familia, intră în Parlament și se duce la, la premier și pune niște bani, un steag și astea, adică și până și Parlamentul României este sat fără câini. Nu s-a mai revoltat nimeni, n-a sărit nicio televiziune, n-a mai sărit niciun, niciun mare, da, niciun deontolog. Ba, la o singură emisiune, că domnule, că la câtă cultură are și că unde a studiat și că... ce scrie și ce face el și cum se trece cu capul de asfalt și cum vorbește, îl de nu înțelege nimeni, că îl înțelege doar măsa acasă, cum vorbește și toate treburile astea. Acum de ce nu sare? Dacă intram eu sau altul și făceam asta în Parlament, săreau toți, un vagabond, un DVD, un ăla, un ăla. Deci ce înțelegem noi din această chestie? Că dacă scrii sau ai o facultate, cum ai făcut-o, nu știu, că eu nu știu ce scrie pentru că nici mă interesează, că din punctul meu de vedere
e din brigada aia care n-am nimic nici cu Păsescu. Să nu mă înțeleagă lumea greșit, dar nu pot să halesc niște oameni pe ăsta, pe MRU, pe BRU și TRU, care în clipa când l-a bătut pe Băsescu 700 ceva de mii de oameni, nu știu ce, îi au ieșit pe geamul de la WC, am câștigat. Ce au câștigat? Că n-au ieșit mai la unguri la vot. Înțelegi? Deci, și după aia cu tendințe legionare și cu chestiile astea, n-a mai sărit nimeni. Deci ce învățăm noi de aici? Dacă avem carte, putem să dăm în cap, să-l bați pe prim-ministru în Parlamentul României, să scui pe cine că ești... nu era normal să-l aresteze? Eu am o întrebare care către toată lumea. Auzi, te întreabă Bully dacă se dă emisiunea în reluare. Da. Când? Nu știu. Dar poate să ne... Da, Bully, tot așa, dă... nu? Pe nu YouTube. O vede? Nu, dumne, afară de YouTube să dă emisiunea, să dă și în reluare. Da? Regia. Regia când să se dă în reluare? Din asta. Regia când se dă în reluare? Vă mulțumim. Nimic. Tot atunci. La aceeași oră. Să să insistăm. Nu vă supărați. Regia. Imediat îți spun eu. Dar stai puțin că într-o seară, aseară vorbeau pe nu știu ce auzeam pe... Da, pe Roberta. N-avem voie. Robert. Pe Robert l-auzeam. La ora 2 după Marian Golea. Răspunde regia. La ora 2 după Marian Golea. La ora 2, Bully, la da. Fix. După ce Marian Golea vă va turna așa. Inițial în taina fecșului. În loc să vină poliția să-l aresteze, din punctul meu de vedere, oricine intră într-o instituție de stat și indiferent cine este prim-ministru, că poate să fie care îmi simpatizez sau nu îl simpatizez, este prim-ministru unei țări care vorbește la tribuna, la pupitul Parlamentului, să vină unul, să-i arunce niște bani, să-i facă, să-l măscărească, să-l facă, unul care nu are vrea ce căuta în Parlament. Și nimeni se sizează toți că este intelectual. Deci ce învățăm noi de aici? Avem carte, dăm în cap, tâlhărim prim-ministri, facem orice, se întâmplă nu, și nu îi se întâmplă nimic. Care nu este o chestie normală, nu? Alții s-au dus la care au avut păreri, cum e Gigi, că Gigi poate să-mi spună mie oricine, orice mi-ar spune, Gigi s-a dus la Pârnaie că s-a luat de Băsescu și toată lumea, nu? Adică ăla se duce la Pârnaie, ăsta nu se duce la Pârnaie că a venit în Parlamentul României, nu pe stradă. S-a luat post la mine, unde într-o țară democratică, oricine poate să-și exprime orice părere la televizor, într-adevăr, fără să jignească. Te-a luat somnul sau ce faci, Maranda? Iar n-are nimeni nicio părere. Și că văd că nu știe nimeni nicio părere. Acum nu mai sar deontologul George Papari trăit la Stockholm. Nu știi că eu sunt un verbă și brusc. Nu, dar vezi că acum nu mai țipă toți că... Acum nu mai țipă toți că suntem la UE. Suntem în UE și trebuie să fim în Europa. Ce faci, doamne? Eu vorbesc cu premierul. Nimic. Eu nu mai înțeleg nimic. Trebuie să fac o baie. Spune-ne și spune nouă. Spune-ne, măcar tare. Să râdă și telespectatorii și noi. Nu pot să spun. Dar tu ce mai spune? Meu, Adrian. Altă problemă. Care a spus-o. Lasă-mă, doamne, să iau foc. Da, nu, o emisiune în care nimeni nu înțelege nimic. Altă problemă, el a spus niște lucruri extrem de grave în Parlamentul României sau la ieșirea din Parlamentul sau în vestiar unde au luat interviu sau pe scări. În primul rând l-a adus ăla cu peruca aia care nu are ce căuta în Parlamentul României niciodată, nene. Când zice de peruca, îmi vine în minte Dana Lolili cu peruca aia la mort. Nu știu, e un parlamentar cu perucă care se bagă în toate. El e cu homosexualii, ele cu copacii, ele cu Roșia Montană, unul care are părul coadă și o singură haină pe el, că nu are altă haină. Păi cum are perucă dacă are coadă? Păi are o perucă care și-o strânge într-o coadă, așa, e foarte elegant arată omul, adică a parlamentar, serios, adică se vede, se citește în ochii lui,
un telespectator, spuneți-mi cum îl cheamă, domne. Că scapă un nume care e atât de inteligent, merge prim-ministrul nostru, China la ora actuală este cea mai tare țară din punct de vedere economic și absolut totul, da? Toată lumea se bate să ajungă la chinești, că ăștia dau lovelile acum și astea. Titulescu al nostru, Micu Titulescu, că ziceți, dar nu cred lumea că îl simpatizez, că, sau că îmi rup cămașa cu Micu Titulescu. Merge Micu Titulescu să dă cu capul de pereți la Pekin, Mekin să ne ia banii și ăsta parlamentarul meu cu încă 3-4 care abar n-au să duc aia care nu se cunoscut de China. Ne turbează ea, luată ea foc. Înțeleg, să duc în vizită acolo, că i-a păcălit, ne-a venit că vă plătim și a sărit China pe voi, recunoașteți o țară care nu, noi nu recunoaștem, pe cum? Și de pe asta, cum îl cheamă, domnule? Ți-a scris unul cum îl cheamă? Nu. Unul bun, domnule, unul foarte bun. E, ăla l-a băgat în Parlament, foarte inteligent ăla. L-a băgat pe acest neamț. Și eu am întrebarea mea, dacă ăla spune că un prim-ministru și oamenii lui a luat bani pentru Roșia Montană, dacă vine acum Migdală de la asta și spune că Serghei a luat 3 kg de cocaină, la ieșire Serghei a arestat în 3 secunde. Și cu proba, uite, s-a spus la televizor că ai luat cocaină sau asta. Ăsta că a spus că a luat BRU, că a luat bani pentru Roșia Montană, toată lumea, la revedere. Păi nu, normal, trebuie să-l aresteze pe acest neamțu și să vină cu probe, bă. Dacă n-are probe, să se ducă la Pârnaie, că a mințit, dacă are probe, să ducă la Pârnaie MRU și cu aia care au luat bani. Corect. E corect? Că n-a spus unul, n-a spus eu cu, la ghinde în parc cu Angel și cu Gică. Sau la saună. Când stăm noi la saună, când Angel are cugetarea lui la saună, înțelegi, și latră din sauna aia, de nu mai stă nimeni în vestiar. Dar unde e? Angel nu participă la emisiunea asta. Dar nu ne mai scrie nici pe Facebook. Nu ne mai scrie pe Facebook, nu ne mai urmărește, cred că i s-a interzis de către... Leo de la Slehaia, că el să n-am parte, nu lânde. Remus Cernea îl cheamă. Remus Cernea, bravo, dumne, cine mi-a scris? Cine a scris? Nistor Nistorescu. Bravo, Nistor Nistorescu. Alex Marin. Da, dumne, Remus Cernea, un strateg al Parlamentului României, a avut 3 interpelări cu homosexualii, s-a dus într-o țară care ne-a stricat relația cu China și acum l-a băgat pe MRU care l-a bătut pe Ponta cu niște sași peste gură. Adică omul este sclipitor, este mirat. Eu mi-aș dori cât mai mulți în Parlamentul să n-am parte, stăteam, mă gândeam așa, stimați telespectatori, intrați în direct cu noi, pentru că vreau să avem o emisiune interactivă, în care să vă dați cu părerea de MRU, de Neamțu, de Cernea, de Mernea, de Bernea, de absolut toată lumea. Nu cred că le place telespectatorilor. Ba da, dumne, pe cum să vină la cu coadă, că l-a băgat pe la care l-a bătut pe premier cu banii peste gură. Și aici afară și a zis că a furat, l-a bătut pe premierul ăsta, dar a zis că a furat alt premier. Ne place mai mult să le povestești despre tine, despre ce tâmpenii faci, nu despre... Dom'le, trebuie să avem o emisiune în care avem să atingem toate subiectele. Că asta ne-am propus noi, să atingem toate subiectele. Până ne-o închid. Până ne-o închid. Și când am atins toate subiectele, vin gazdele și ne dau afară. Terminați cu subiectele astea și face afară. Nu mă, eu m-am consternat, adică auzi replică la Marți Iarăși. Dom'le, dar omul are facultăți și a scris niște chestii care a rămas mut. Și dacă a scris și mai dă un pumn în gură lui prim-ministru, că ai scris sau că ai scris, nu e același gest? Da. Nu? Eu care am pictat atâta tablouri, pot să mă duc în Parlament acum, că am pictat mai multe tablouri decât a scris Neamțul cărți. Și să-i bea pe toți din Parlament. Și o să zică lumea, câte tablouri a pictat Serghei, poate să bată pe 5-6 parlamentari. Adică suntem o stare de aburiș. Cu câine am făcut isterie națională, suntem în UE, că intră la Parlament unul care n-avea ce căuta cu steag și cu o punguță de bani, că zice că e punguța cu doi bani de creangă, înțelegi? Are voie să intre să facă. Asta m-a enervat. Mai departe spuneți voi. Eu nu spun nimic, eu nu mă deci mai la televizor, nu mă mai la știri, eu țin pe muzică și desene animate. Dom'le, zi de muzică și desene animate, poftim. Zi-o cu muzica și cu desene animate. Zi cine s-a bătut între Jekyll și Jekyll, cu cine ai ținut? Între Jekyll și Jekyll. Hai, lasă-mă.
prostiile. La ce desene animate te uiți? Ca să spun că și eu știu. La ce se uită Luca? Și Luca la care se uită? La Avatar. Pe alea cu păsări, cu zboară, cu aia, cu hau. La prostiile lui, nu știu. Da, deci nici n-are nimeni nicio părere cu neamțul. Avem aici un mesaj de la Toniu. Serghei, hai să discutăm despre încălzirea globală și despărțirea pinguinilor. Și să o chemăm pe doamna Tatoiu să ne explice. Da, nu, pe aia nu mai chemăm, că aia cheamă calcă pe nervi, aia știu și cu câinii. Iar te-ai enervat? Pe la secția cu câinii era să fac și cum ridică plăcerea. Dar avem pe Maria Angolea care ne-a spus aseară tainele broaștelor țestoase din și pelicanii cu gușe găurită. Că am râșează la restaurant, că au venit colegii lui Grecu. Și păsările cu picioarele roșu. Și păsările cu picioarele vopse roșu albastru. Tu îți dai seama ce găini sunt că aia vopsesc păsările și le ia banii la fraier. Nu știi asta? În Galapagos sunt niște păsări care au stângul albastru, dreptul roșu. Super! Da. Așa, m-a întrebat unul că m-a asemenit de roșu. De ce m-am îmbrăcat în da, roșu? Da, de ce ai această ținută lolo? Cui faci campanie? Nu fac campanie nimănui. E culoarea mea preferată. Roșu, dacă... Bine, nu cum se vadă decât dacă intră pe blogul meu. Tablourile... Toate tablourile erau pictate pe fond roșu. Pe fond roșu, dar aveam cu roșu. Lumea spune că roșu e culoarea anumite etnii. Păi așa zic toți câteva pictate, dar n-are nicio legătură. Mi-a plăcut mie culoarea asta și astea a fost la îndemână. M-am sculat... Cum? Te-ai trezit. Nu, m-am sculat, pentru că eu mă scol, nu mă trezesc. Înțelegi? Nu ți s-a sculat? Asta e cu nuții, înțelegi? Nuții, da, am și, înțeles. Și vă explic de ce m-am îmbrăcat așa, stimați telespectatori. Am fost mutat cu japca în acest grandios și mare oraș București și a lăsat, au fost geamurile deschise și m-au făcut varză câțiva țânțari și m-am bătut toată noaptea cu țânțarii. Și când m-am sculat târziu, având o întâlnire, și m-am luat cu ce erau primele și le-am și asortat, dacă observați. Pantofii de care... Foarte frumos ești îmbrăcat, dar toată lumea, după ce am pus poza aia cu tine pe Facebook... Toată lumea care s-a luat pantofi, de pantofii mei, că sunt pantofi de cocalar și de lăutar, e adevărat? Asta vreau să spun eu mai devreme, dar am tăcut. Ai avut aceeași... Deci vă spun la toată lumea, sunt pantofi de anumită firmă, care așa le fac. Hai, lasă-mă cu aberațiile tale și dacă sunt firmă și sunt urâți, hai să ne luăm pantofi. Păi nu sunt urâți, sunt cei mai pantofi de pantofi. Din piață, dar să arăt au două grade, uite ce vârful. Se vede că-s calitate. Așa, la aceeași firmă, n-avem voie să spun, mai aveau unii, eu cred că ei sunt de etnie romă patronii, că nu pot să fac așa, că nu mai din asta fac. Aveau unii care erau călcați, cum calcă ea, da. Așa, dar așa erau făcuți ei, criminali. Și am vrut să-mi iau pe ea călcați și am tras de tot magazinul, n-au avut numărul meu. Îți dai la ce enervam eu pe toată lumea când apăream cu pantofii a călcați și ziceau toți, bă, ăsta, vita asta, uite cum calcă. Dino. Să ne trăiască Luca și la mulți ani să fie sănătos. Să uite la noi? Nu cred. Ba dacă îl se uită la noi la apostol. Mă, să-l sun să-l zic, că am uitat să-l chem să-l duc. Îl sun acum? Nu, îl sun după. Da, și voiam să-i calc pe aia. Am două chestii care numeau. Pantofia care enerva pe toată lumea și că nu am fost lăsat să-mi fac împușcătura aia în cap. Aia cărămizi. Îi mai ai? Arămi. Cu aia, da, cu aia merg mai noapte. Aia îmi plac. Să nu mă calce mașinile. Știi? Foarte bine. Cărămizii sunt, domnule. Arămii. Arămii e de la Aramis. Se uită. Ți-am spus că Gino se uită la noi la televizor în această seară. Da. Deci toată lumea ne urmărește. Și asta ce mai enervează foarte tare că nu m-a lăsat să-mi fac împușcătura aia. Nu m-a lăsat să-mi fac împușcătura aia în cap. Ce? Dom'le, e un tatuaj cu gaură de glot, așa, ferește. Cu carnea și cu sânge. Îți dai seama când veneam eu, când mă chema la emisiune alea și veneau toți deontologi și mă uitam cu pușcătura în cap și le povesteam eu. Dom'le, din punct de vedere, hai că asta era, lasă-mă! Păi, băgam pe toată lumea în dalac. De ce, mă, nu era bună? Îți dai seama când te opreau poliția și te vedea pușcătura. Deci nu pot să cred așa ceva. Ce?
Cum să-ți faci asemenea? De... Da, dumneavoastră, am vrut, dar s-a opus... Te-ai răzgândit, nu? A? Nu, eu nu m-am răzgândit, s-a răzgândit. S-a răzgândit lumea din jurul meu, da. Păi am... Nu te mai primește nimeni nicăieri dacă îți faci un tatuaj din ăla. Din potrivă, toată lumea mă primește. Sunați telespectatorilor, sunați dacă v-ar place să am să fac o bușcătură. Cum azi îmi povestea unul la sală că are un bucătar care își face un cuțit cu un fund de lemn și cu o ceapă tăiată. Mișto. Păi foarte mișto. Astea sunt tatuaje care te reprezintă. Și cine își face tatuajul? Bucătarul respectiv, nu-l cunosc. Dar astea sunt tatuaje care trebuie să, adică când faci un tatuaj, trebuie să enervezi. Am un prieten de-al nostru care are cele mai tari tatuaje care le-am văzut vreodată, înțelegi, din anturajul lui Gigi și astea, care scrie un picior, nu mă deranja că dorm. Și bă, ăsta spală-mă, să mor eu. Bă, da, cum e? Ai rămas mută. Și bă, ăsta nu mă deranja că dorm. Și îți dai seama că vrea să scoate până de sub plapă, că îl scoate mă. Mută ai rămas. Astea sunt tatuaje șmechere, adică care te reprezintă, nu? Ce faci, te iubesc săftica sau o inimă cu o săgeată și trei topoare. Nu sunt șmechere, astea sunt șmechere, cum am eu cu astea, cu pușcătură în cap. Ai, domnule, nu, din ăla, deci chiar nu vreau să-ți faci. Lasă. Măcar pe piept, dacă nu în cap. Nu? Ha? Dragoș Anghel este prezent, să știi, ne urmărește și uite, ne scrie și pe Facebook. Te mănâncă în fund, Nea Serghe. A reținut alolo pentru că e mai brunet de mic. I-a explodat godinul în față și nu prea vede, și nu prea se vede pe ecran. Anghele, eu când stăteam la Sobe Meissen, tu nu știai, tu când stăteam la Sobe Meissen, când ai văzut stațiile alea de tramvai, îi spuneai, uite, mamă, insulă. Și am auzit din păcare orară că la primele felinare sări cu apă că a luat foc stâlpul. Așa că lasă-o dracu, Anghele, tu cu mine, ce dracu, godine. Păi nu știu unde m-am născut, între Carpaz la poală de munte. De unde stăteam eu, ce dracu, nu puteam să... Dar iar începe, iar mă ia lumea, comunistule, bestie umană. Aoleo, nesuferitul ăla, George Rahat. Ce ăla, dar ăla ai dus, ăla e, are probleme grave. Cred că ăla dacă ne vede pe stradă ne și împușcă. N-a mai răspuns? Nu, n-am mai văzut. Păi vezi, s-a liniștit om. Și-a dat seama. L-ai liniștit tu. Păi dar ce să zic, păi, dar nu trebuie să le zici că este foarte clar când spun așa că și așa nu îmi convine cu, cu aceste aparate că nu poți să înjuri direct, eu spui puncte. De ce e imbecilitatea asta? Ei, poți. Păi ce că îți oprește îți ia aparatura, că ți-a nevoie dacă scrii pe urât, te blochează. Da? Așa am înțeles. O grămadă, nu. Nu cred. Pauză. Pauză.